Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și pentru astăzi avem un pamflet marcă înregistrată George Hodorogea. Pe când Dumnezeu. Plimbare cu surprize. Pe când Dumnezeu, într-un moment de frământări interioare, se plimba prin lumea ce El însuși o crease cu milioane de ani în urmă, s-a trezit spre surprinderea sa, căci până și El de sus poate avea momentele sale de slăbiciune, în fața unor evenimente pe care nici El cu puterea sa nu le prevăzuse atunci când, din plictiseală din lut, îi făcuse pe Adam și pe Eva dintr-o coastă a primului om. În multimilenara sa existență, Dumnezeu nu avusese parte de emoții, nici măcar când Eva i-a mâncat mărul preferat, nici când locuitorii Sodomei și Gomorei își întorseseră spatele de la El și îl lăsaseră benevol la îndemâna amicilor, spatele, nu pe Domnul, nici măcar când Hitler făcuse pace cu bolșevicii lui Stalin sau când la putere în România venise un cizmar incult și ateu. De data asta însă Dumnezeu a avut parte de o premieră anatomic-emoțională. Curată minune chiar și pentru cel atotputernic. Dar să vedem ce s-a întâmplat. La început, Domnul nu își mai recunoscu propria ei operă. Nu tu cetăți, nu tu care cu boi sau măgari, nu tu oameni aproape goi, nu tu păduri înalte și bogate în verdeață, nu tu ape cristaline sau cer curat. În schimb, peste tot se înălța un fel de turnuri Babel, care mai de care mai înalt și ciudat. Apoi tot felul de ciudățenii care scoteau fum și zgomote și se deplasau cu viteză pe niște benzi cenușii. Și încă multele altele pe care nici măcar El nu le mai recunoștea. Și totuși își continuă vizita pe pământ. Și acum a avut parte de ceva nou pentru El, și anume emoția. Emoția în toate formele ei. Ajuns în Australia și văzând focul iadului ce pârjolea această parte a lumii, Dumnezeu pentru prima dată în viața lui multimilenară se întristă. Ajuns în Siria și dând de refugiați de bombardamente și de morți, Dumnezeu simți ceva la ochi. Era o picătură de apă sărată. O lacrimă curgea în premieră pe barba stufoasă a Patriarhului Universului. Și astfel pe Domnul, în timp ce cutreiera lumea, îl încercară tot felul de sentimente inedite. Ceea ce i-a pus capac a fost scurtul popas într-o țară carpato-danubiano-pontică. Venise aici fiindcă Arhanghelul Gabriel îl informase că și el aflase de la informatorii săi terani că pe acolo, în țara aia ca o frunză veșteră, ar fi chiar grădina Maicii Domnului. Și așa curios, Dumnezeu, ce crease un singur parc național, Edenul, a vrut să-l compare cu acea grădină danubiano-carpatică. Însă, după primii pași prin țară, lui Dumnezeu i s-au roșit ochii. Apoi, după alți pași, îi tremurau mâinile și picioarele ca, după nicio oră de mers, pe însuși Dumnezeu să-l podidească lacrimile. Și nu orice lacrimi, ci un potop ce provocă inundații în India și Veneția. Și plângea în hohotel de sus și se întreba retoric, uitându-se într-o oglindă. Doamne, chiar Tu ai făcut așa ceva? Și lacrimile curgeau gârlă. La sfatul lui Gabriel și a făcătorului de ploi Ilie, Dumnezeu plecă trist și supărat acasă la el undeva departe, undeva să nu mai vadă acea mică țară carpato-danubiano-pontică. Pentru Dumnezeu, postele Sodoma și Gomora nu mai erau decât o glumă proastă pe lângă România. Chemarea la ordine. După câteva zile cerești, Dumnezeu, mai liniștit, îl trimise pe Arhanghelul Gabriel să-i aducă în fața sa pe fostul înger preferat, pe Lucifer. Îngerul negru ce-și luase mai nou alte nume, precum Belzebuț sau Satana. Convins greu de Gabriel, până la urmă Satana a venit totuși în fața fostului său șef ierarhic. Nu se înclină, dar pe undeva în sinea sa diavolul tremura. De, stătea în fața marului șef ce-l detronase cândva și-l alungase de la masa bunătăților. Îl de sus îl privi aspru de sus și îl întreba amenințător. Ce mi-ai făcut, Satan? Lucifer, nedumerit, îi răspunse un pic sfidător. Păi iar ești nemulțumit, Doamne, după ce m-ai aruncat jos de tot și ai dat vina pe toate rălele din lume pe mine, tu, în măreția ta, neasumându-ți nimic, acum iar să-mi pui pe cap vreo belea pământească? Dumnezeu se ridică în picioare și strigă. Ce-ai căutat, mă, nenorocitule, și în prima țară creștinată, în grădina Maicii Domnului, ai distrus-o și pe aia Satană ce ești? Doamne, îmi pare rău. Dar lucrurile nu stau deloc așa. Șefule, eu nu aveam de gând să fac nimic satanicesc prin România, dar, spre surprinderea mea, am aflat că era o țară plină de draci. Și mi-am zis că chiar tu mi-ai făcut un cadou pe măsura mea,
Doamne, dracii erau acolo înainte de a-mi face eu apariția. Eu doar am mai ferchezuit și pe acolo, dar dracu era deja în ei. N-am nicio vină, îți jur pe ce am mai sunt, pardon, pe ce am mai diavolez lucru pe coarnele mele. Dumnezeu descumpărit îl privi cu ochii înroșiți de plâns și reveni. Păi bine, și atunci cum îți explici iadul de acolo? Șefule, răspunse miros diavolul încolocindu-și coada. Șefule, păi ăia de acolo, românii, deși se declară creștini ortodoxi, n-au niciun Dumnezeu. Mint, pură, sunt adulteri, invidioși și săpători. Săpători? Da, adică toată ziua s-a pe groapa unul altuia. Uite, doar recent robul tău, Dragnea, l-a săpat pe robul tău, Ponta. La rândul său pe Dragnea l-a săpat Udose și apoi Deneaul, apoi cu vioasa Veorica, cea care a vrut să se mute cu casă cu tot la Ierusalim, l-a săpat pe Claus, dar a săpat prost și a căzut ea în groapă. N-a mai ieșit. Și ca să nu te plictisesc, uite, alt rob de-al tău, drept credinciosul Barna, s-a dovedit a fi drept frăciosul de bani europeni. Vezi, Doamne, ăștia sunt oamenii pe care acui plângi cu lacrimi de crocodil. Dar totuși chiar 23 de milioane sunt așa? Întrebă nedumerit celestul. E, vezi că nu ești bine informat, Doamne. Ce fac îngerii ai tăi din serviciile speciale, aud? Ce minciuni scornesc ei ca să justifice arginții pe care le dai lor? Păi, Doamne, românașii nu mai sunt atâția. Vreo 5 milioane au plecat în bejenie, lăsând dracului. Scuze, șefule, mi-a scăpat. Lăsând pustia, așa zisa grădina Maicii Domnului, iar restul Dumnezeu cu mila. Dar cum de s-a întâmplat așa ceva? Că văd mii și mii de biserici, zeci de mii de popi, lucru drag mie. Uho, de râs izbucni din gura mare aflată sub coarnele satanei. Un râs ce nu se mai oprea. Păi, șefule, trebuie să remar și chiar să-l spun de la obrăzcă. Ești depășit, păi, Doamne. Ălea pe care le crezi biserii sunt de fapt magazine. Cum adică magazine? Pe simplu. E adevărat, în ele se mai fac și slujbe. Se mai roagă câteva babe și analfabeți, dar în mare parte acolo se face comerț. Se vânde toate, de la lumânări la tămâie, de la iconițe la cruciulițe, de la așa zise cărți sfinte la miile de memorii ale unei aboca. Se vând și se iartă păcate pe bani, se vând locuri de veci cu oase cu tot, se vând până și oase de sfinți. Apropo, Doamne, iai că dacă adun de pe întreg pământul toate moaștele lui Ioan Botezătorul, faci din ele un batalion de ion, asta da minune, șefule. Dumnezeu să luă cu mâna de cap și smulse câțiva pere albi. Și totuși insistă. E sigur, diavole, că nu ți-ai băgat tu deloc coada? Doamne, nici nu era nevoie. Să-ți explic. Continuă ușor ironic Belzebut, zici și satana, zici și dracu. Uite, în primul rând românii, când își vorbesc între ei, mă cheamă într-una. Ba, zic, ce dracu faci, mă? Sau la dracu cu asta, ba chiar să invite reciproc la mine, gen, ia mai du-te, mă, dracule. În al doilea rând, pe primul loc la români este banul și chiar ei îl descriu ca fiind ochiul dracului, adică al meu, nu al tău, Doamne. Apoi la ei, mai ales când intri în barul sau cărciumi, zici că ești în iad. Fum, băuturi, femei, strigăte, înjurături, bătăi, ce mai, ca la mine acasă. Și cireașa de pe tort, uite, șefule, toți ăia ce zic aleșii neamului și conduc țărișoara aia amărâtă nu au niciun Dumnezeu. Pe vina mea că în lipsa ta tronez eu? Senatori, deputați, primari, consilieri, toți fură într-o veselie demnă de o cauză mai bună. Și recunosc chiar că fură și mai și mint. Atunci când rare ori trebuie să recunosc, mai sunt prinși și judecați, repet, rare ori, în fața judecătorului dau vina exclusiv pe mine. Să-i vezi cum declară plângând că ei n-au nicio vină și că doar dracu i-a pus. Păi ăștia sunt oameni, sunt ei creștini, și eu ce vină am dacă ei mă pomenesc și se închină mereu la mine? Într-un moment de rătăcire, Dumnezeu îl întrebă neputincios pe diavol. Dragul meu, Lucifer, se mai poate face ceva cu România, cu românii? Atunci, spre uimirea tuturor îngerilor și sfinților prezenți, însuși satana, văzându-l pe Domnul copleșit, izbucni într-un unic și grotesc plâns sfâșietor. Și a fost prima dată de la izgonirea din rai când Dumnezeu și satana au fost de acord cu ceva. Să plângă împreună soarta grădinii Maicii Domnului.
Deci au plâns la comunal de sus și diavolul? Cum să nu o plângă cei doi foști amici? Cum să nu bocească văzând că în ultimii ani în România s-au petrecut numai fapte inexplicabile atât pentru Celes cât și pentru denigratorul său Belzebut? Cum să-ți explici faptul că un ateu declarat ajunge președintele țării și apoi face mătănii prin biserici și stă la masă cu prea întunecații patriarhi ortodoxi? Doar Naidi Ciliescu mai poate explica o așa dandana biblică. Cum să-ți explici că preoții, pe lângă slujbe religioase, mai fac și propagandă electorală? Culmea pentru un partid de stânga, deci cam ateu, fără de Dumnezeu. Iar marele șef în tunică neagră, a se citi patriarh, mai și decorează un mare infractor, recte Liviu Dragnea. Sau pe o agramată aflată temporar în fruntea guvernului, recte Vasilica Veorica. Cum îți explici faptul că politicienii post-decembriști au închis peste 2000 de școli și zeci de spitale, construind în schimb mii de biserici feudale, culminând cu groteasca piramida sfolierii neamului, botezată Caragios, drept Catedrala Mântuirii Neamului? O piramidă faraonică făcută cu miliarde în timp ce țara se află în plină recesiune economică? Cum să nu plâng atât Dumnezeu cât și Satana, văzând că nici câiva oameni români de origine au distrus o țară făcând lucruri pe care nici Domnul, nici dracul nu le mai poate desface? Cum să nu plângă când văd că dal de politicieni fură și scapă, accidentează mortal oameni și nu sunt acuzați, schimbă nevestele cu amantele ca pe niște ciorapi, dar totuși sunt considerați buni creștini? Cum să nu se alieze dracul cu celestul văzând că undeva într-o țară carpato-dunăreano-pontică nimic nu-i nici ca în rai, nici ca în iad și că o putere ce-i depășește pe cei doi dușmani ancestrali face ce vrea ea dintr-o țară și un popor? Cum să nu plângă Dumnezeu? Amin. Mulțumesc frumos, George Hodorogea. Mulțumesc domniilor voastre pentru atenție. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun pe curând.